alte produse puteți să ne mai arătați și despre care credeți că ar fi interesant? Cosorul. Majoritatea o confundă cu o macetă, dar nu este o macetă. Cosorul, okay. Aceleași informații despre packing, este păstrată la toată gama. Și cosorul este o struță cămilă, aș putea spune. O combinație între un topor și, să nu-i spunem, o macetă. Un cuțit mai dur. Este același oțel. Menționez că oțelul fiscar este un oțel carbon învelit în teflon. Este același oțel, aceeași poliamidă armată cu fibră de sticlă. Da, se vede, același design, același tip de coadă, tot ăsta nou, schimbat designul probabil și la acest cosor. Da, avantajul este că, pe lângă faptul că se poate folosi ca un topor de camping, se pot sparge surcele, lama este destul de dură, se mai poate și curăța truncul copacilor de crengi sau, de exemplu, la pescuit și în delta, tăia stuf, trestie și toate cele. Eliberat locul. Și în cazul unei drumeții, așezarea cortului... Deci, ca să înțeleg, în anumite situații poate să fie mai util decât toporul. Poate să fie mai util decât toporul. Majoritatea care l-au cumpărat au fost de aceeași părere. Ok. Comparativ cu toporul mic, nu cu un topor mai mare. Despart așa, de exemplu, lemne, de tăiat lemne... Sigur că da. Cu grosime până la 5-6 cm nicio este problemă. Eficient, nicio problemă. Nu avem probleme cu chiar nicio problemă. Greutatea ne permite să... Greutatea permite și mânerul foarte lat în care se poate prinde, pe care se poate pune ambele mâini. Okay. Okay? Oferă foarte multă forță la tăiere. Se ascute la fel de simplu ca și toporul. Majoritatea întreabă prima dată despre chestia asta cu ascuțitorul nostru sau dacă doresc și vor să facă un mic experiment cu altceva, însă noi recomandăm ascuțitorul nostru că păstrează același unghi de tăiere. Duritatea lamei este la fel ca și la topoare, 55 HRC. Acesta este o unealtă mai potrivită pentru outdoor, din punctul meu de vedere. Foarte interesant, eu nu m-aș fi gândit. Deci, nu... Majoritatea au spus că, că aici mai pot băga diverse chestii. Bandaje, fire și un dop de plută. Un dop de plută. Asta este o, cum să-i spunem, un experiment făcut de cineva, a pus și un review pe un site. Nu știu dacă e ok să menționez. Da, e ok, sigur. Utilizatorul care site, eventual, ca să... Pe forumul Bushcraft. Pe forumul Bushcraft, ok, da. Foarte okay. Utilizatorul se numește Mad Wolf. Ok. Are un review foarte interesant despre Broshax, da? Fiscar 6-3. Recomand pasionaților să citească, a ajutat pe foarte multă lume și foarte mulți au venit să cumpere datorită acelui review. Ok.